Sunt arhitect Gabriel Georgescu și mă aflu într-o localitate în plină dezvoltare, în județul Dâmbovița, anume în Tărtășești. Îl am alături de mine pe beneficiarul acestei frumoase case, domnul Ghiță, pe care îl rog să vă spună câteva vorbe despre cum ne-am cunoscut. Bună dimineața, bine ați revenit la noi pe frumoasele meleaguri dâmbovițene. Am avut șansa să îmi doresc să construiesc o casă, căutând pe internet tot felul de proiecte, am descoperit proiectul domnului Georgescu, proiectul 62, am trimis un e-mail, am stabilit o întâlnire și din momentul ăla totul a decurs, să zicem, ca și pe roate. Am avut toată susținerea privind proiectul, privind dorința noastră ca și beneficiar să modificăm câteva elemente ale proiectului. Domnul Georgescu a venit și cu câteva idei care au fost de bun augur, să zicem așa, adică satisfăcându-ne toate dorințele noastre de spațiu. Acum, la final, este satisfacția deplină? Este satisfacția maximă, cu atât mai mult cu cât pe toată durata proiectului am avut toată susținerea, atât a dumneavoastră cât și a domnului Dragoș, privind toate detaliile. Mi s-a răspuns ferm și la obiect, atât privind detaliile de structură de care inginerul constructor a avut nevoie pe parcursul construcției, și totul a decurs foarte bine până la momentul ăsta. Suntem foarte mulțumiți de cum a ieșit proiectul. E o casă de referință din cartier, destul de vizionată, să zicem așa, și mă bucur că chiar și în cartier am ridicat un pic standardul spațiului locativ și a casei de vis. Vă doresc să fiți sănătoși și să vă bucurați de această căsuță. Mulțumesc din suflet!